Bună seara! Ce-i acum? Seara. Bună seara la toată lumea, că este cam târzit. Am luat și noi o pauză, n-am mai filmat la mine la bucătărie. Am zis să nu vă mai filme la bucătărie. Că v-am săturat numai în bucătărie acolo, în mâncare. Acum filmăm afară. Leonardo e pe aceea. Alex. Spider-Man, Spider-Man. E și Minela. Salutare, prieteni. Am ieșit și noi afară că e cald, e frumos. Stăm puțin cu voi de vorbă. Am zis să mai stăm puțin așa până se mai face răcoare. Încet. Până se mai face răcoare și vedem și noi ce mai facem pe aceea. Patroana este cu Ilie în pregătiri, dar nici că apelează să zică să fac ceva, să primită. Ce e acolo în țară? Cine știe lumea? Să trebuiești. Să zică, ia pui, fălea acolo să le faceți, ia bălea, nu. Nici nu vrea. Vrea să fie ea cum potrivită să facă singur. Ce-o facă ce vrea. Am ce să fac eu. Și așa am mai cumpărat vopsea de aia. Cum e marou ăsta. Și vreau să dau și ușa aia în spate. Care e intrarea prin spate la ușă. Să o fac și pe aia frumoasă. Am vopsea în mașină. Să dau și grătarul ăla. Să terminăm și banca aia care am început. A dat-o ursul, a desfăcut-o ca să o dea. Fiecare lânteță așa să fie dată bine. Ca să dea uniform. Să o dea bine. Eu dădeam așa pe ea și eu atât o punem la bord. Și n-am început, am zis că să mai vină un pic răcoarea, că ne face rău. Să-mi pundă și bine nasul. Mețele un avion, puțin răcit, aseară nu mai... Ce zbiera, că nu mai poate de cal, că arde, dar nu aveai temperatură, așa sincer, că arde tot. Se încălzise el așa, cine știe. Mamă, nu mai pot, mi-e cald. Și era rece. I-am dat sirop de nurofen. Ăla e bun, preventiv oricând, nu-mi face nimic. Da, bine că am acolo tot timpul eu în casă. Că dacă e ceva, să-i dau. Cu trotine, dar e bilea. Da, și eu am zis cu vlogul meu. Aștept să usucă pantalonii, nu-l auzi. Unde dai cal, stai în pantalon scurt, că stă frumos. Stă bine. Nu-l e lua umez. Nu stume. El mută cu el acolo la soare. Eu îl pun pe scară, el mută acolo. Ca să usucă mai repede hainele, dar el nu mândurește blugii, nimica. El le aruncă așa. Ne murdare, ne nimic, că le bagă la spălat. Dacă le ude, o să te doară burta. Da. Lasă-le la soare. De ce? De ce? Lasă usucă și nu. Ard? Da. Ia, sunt uscate. Da. Păi erau de la mașină aproape. Da, și ar soarele care urmează. Da, deci să albesc dacă stau la soare, nu-i așa? Se vrea vrednică, mă, ca o fată. Usucă hainele. Nu, nu, așa zic eu. Ce haine? Am pus doar haine la... Dar stă frumos în pantalonii aia. Uite ce frumos stă în pantalon scurt. Nu mai lua bluși. Am găsit un geam, tata. Când e să facem ceva afară, dar apar pe răcoare țânțarii, dar făcând treabă ăștia pe aceea, nu prea. Dar dacă stai așa degeaba, chiar că ne mănâncă țânțarii. Dacă facem mișcare, nu, nu se lipesc de noi deloc. Și nu știu ce să facem, na, vine săptămăria, se fac pregătire acolo, nu știu ce să mai facem și noi aici, na, bă, na. Dacă fac atâta mâncare acolo, nu știu. Chiar nu știu. Dar aș vrea să fac eu sarmalele, eu alea. Păi da, nu dai seama că... Ce e acolo? Să-l dau părți. Să le fac eu. Dacă nu vrea, și vrea să le facă cu Ilie.
Cum să le facă cu ele? Îți dai seama că tu știi ce să pui în ele, să le faci altfel? Că vrea să le fac cu ele. Te ajut și eu, dai seama la... Nu vrea. Nu, mă, mai bine... Dacă pot, îmi fac eu. Dacă nu, asta-i. Da, dar e păcat că face risipă, adică ea... Așa face, le face și... Nu le face cum le fac eu să mănâncă copiii. Păi da, ea bagă alte cortimente, alte ălea în ele și... Păi asta spun, dacă ea pregătea ani de zile și vă dați seama că la fiecare sărbătoare ea făcea tot. Știe să pregătească, știe ce să pună, cum mănâncă copiii, cum e fiecare obișnuit. Dacă pot așa, îmi iau eu și fac eu la copii și mănânc cu... Nu comit nimic. Am venit și muștele pe mine. Ce-o fi până atunci? Dar toată lumea se baită peste tot, am văzut și la magazine, te ciupești în țari. Toată lumea se baită peste țari. Păi nu, că nu poți să stai afară, dar am văzut eu când fac treabă și fac mișcare, nu se prind la mine. Păi că ești în mișcare, da, continuă, da. Nu simt atunci. Nici dar dacă stau și eu așa, gata, deja deci, mă mănâncă. Mă pun mor. Gata, mă mâncără și pe piept, mă mâncără tot. Și mine la fel. Și acum sunt. Și încă e soare afară. Dar nu înțeleg cum vin și ziua, hai noaptea înțeleg, da. Așa e lăsat la Dumnezeu, noaptea în țari, vara. Dar ziua, de unde mai vin și ziua? Nu știu de ce e așa. Parcă-i mie mi s-a înfundat nasul. Și eu am nasul înfundat mereu cum mă trezesc. De când sunt eu. Nasul înfundat. A rămas covorul ăla din apusilie acolo. Eu cred că, dar ăla e spălat de atâtea ori, dar tot timpul l-am luat că era pe jos. L-am pus acolo pe bancă. Și el a spălat două traverse pe de-a spălat el. Nu știu cum apare covorul ăla și tocmai ălea le grele, ea le pune pe jos care sunt grele de persan. Nu știu de ce nu-și pune un covoraj mic. Ce murdărește toată ziua la ale persane și la traversele alea des. Numai de câte ori le-am spălat eu ălea, au fost la mine în casă, cred că de mii de ori, nu mai știu. Da, pentru că le-am spălat și noi de ori, când ne-am spălat de ori. Dar nu știu ce face femeia asta, că e... Ea stă la parte, ursul e sus. Dar ce le murdărește? Ce face? Că erau o grup... erau și pimbeci în partea alaltă unde a jugravit Ilie traversele. Parcă da, parcă da. Am văzut. Parcă așa erau. Nu știu ce le face. Dar seamănă frumos grătarul și ușa cum le-am dat. Păi da, să văd mâini acum. O dată, o mână, vezi? Da, dar vezi când dai o mână, că asta am pus să vede mai subțire și mai frumos. Când dăm două, parcă se îngroașă cu seaua. Rămâne așa, dărie. Mamă, mă mâncare țânțarii, uite și tu. Păi de acum a venit, cât e ceasul? Uite, au prut țânțarii prea de vreme. De vreme de tot. Musculiții, ce sunt ăștia de la pom? Nu pot să-mi dau seama. Dar uite, le-au ciuruit. Așa că trebuie să facem treabă, mișcare. Serios. Când stăm, să pun pe noi. A vrut Alin să ia și lui Alex trotinetă, Alex atunci a zis că nu vrea, că vrea să-i facem bicicleta lui. Acum a zis, până facem bicicleta, ar fi vrut și el. Și acum nu mai iese. Și l-a întrebat atunci Alin și Leonardo, cam așa e cu el. Când i-o dă, când nu i-o dă. Și nu-i bine așa. L-am zgâit prea de tot. Uite, o mâncare? Dar și pe mine, uite ce mi-a făcut. M-am inflamat toată. Mi-am pus papucii de plastic la ușa acolo, că vezi să tare. Vezi că spune acolo, iei repede când te-ți faci ceva în curte, imediat. Păi le ținem în baie, degeaba. Mamă, e prea de tot. Vrei să stai, dar nu poți, că n-ai cum. Trebuia un spray de ăla, am văzut spray-ul de ăla. Am văzut, da, și eu, utanul ăla. Am văzut la clasă. Dai pe tine și nu mai e treabă. L-am văzut și eu. Și am văzut ce și brățările alea, să știi că și alea sunt bune. Nu le pui la mână. Brățările de asta, uite așa, pui la mână și nu mai se pun pe tine. Are autan de la îmbrățară. Aud. Ține cică până la 7 zile. Ce să mă, mă dau cu o set, ia. Vai de mine. Nu, mă, trebuie să fac ceva ca să... I-am dat atunci cu oțet, dar parcă mai rămân usturat pe el, și tot venea cu mine. Nu, că fug de la oțet. Uite și ca să n-am și eu bodină un pic, să-mi trag sufletul la aer. E bine acum afară, e frumos. Păi da, că nu prea am făcut așa, ci am stat în casa, la bucătărie, la măcar la spălat, mai ieși la mașină, altele și... Era și cald. Acum nu mai e așa rău. Era mai ales în prima parte a zilei, atunci... Da, ce m-au făcut praf. Ce cald era, ce foc.
ce mă umor eu de pregătirea lor, de ce fac? Eu vă rog, vă fac ce mă bag, eu mă... Cum am zis în comentarii, ce-mi pasă mie acum de curățenia locului, ce mai mă bag eu, cum a zis toată lumea. Ce mă implic eu că să fac eu acolo treabă? Na, am văzut și eu. Am revenit cu... Ne-am apucat de vopsit chiar. Am dat și ăștia, și ursul, la bancă, dar acum s-a grăbit că trebuia să ducă la gară, să-l aducă pe leu acasă. Acum se usuce și le prinde Alin, le pune la loc, la bancă. Leonardo! Și ne-am mânjit tot, și cu mănuși. Copilul a spus și el peste tot. În viața afară, mă panichez mai de tot, nu mai vreți să fac nimic. A început să dea și pe bară, asta Leonardo. A dat un pic și pe el, că nu ne înțelegem. Când ia să afară, nu o stare să fac nimic. Și trebuia să dau și ușa asta în spate, pentru că n-a fost dată de mult, era urâtă. Am început să dau la ea. Alin cu Mihaela sunt la gară, nu mai m-am dus cu Leonardo. Am zis să rămân acasă. S-a spus Leonardo tot. Să vă arăt și vouă. Fac treaba. Mai lucește cât de cât, dar nu se vede, de ce? De prima mână. Nu prea să vede că-i dat așa frumos. Nu e uscată. Dar nu era așa, era vișiniu. Am început să dau pe prag. O să dau și grătarul. Când mai e lumină, o să văd ce fac cu pleteaua aia, dau jos, că și așa asta degeaba. O, avem și cârpă să șterg cu ghiroam, pentru că am mai căzut și pe jos, n-am pus carton, știu. Am și mănușile, le-am făcut praf. Iar la irisică nu era praf. A desfăcut ce a făcut nu știu. Eu cred că am spui și trăpiedul. Eu când mă apuc de vopsi, trebuia alte haine, dar am zis hai să facem că după aia nu mai avem timp. Vrem să-mi tămăria. Și am zis hai să dau. Și m-am spui pe mâini tot. Sunt foarte agitată când pleacă Leonardo de aici, din curte. Nu știu ce tâmpenii mai face pe acolo. O să-l pun așa, se vede acum, se vede clar că e maro, ușa nu mai e vișinie. O să-mi pun mănușile, care le-am spoit, le-am făcut. Vreau să și fac treabă, să ud, să fac treabă ca să nu... Eu când stau, atunci ne punem, mă petisesc. Apoi mănușile. Și de aceea mă duc să fac treabă. Cu fac treabă, tu nu mai nebunesc. Fiecare cu damlaua lui. Și ei n-au venit de la gare, probabil că a fost în trenul, în întârziere. Știu voi acum spuneți că de ce nu a făcut Alin, că de ce, ei. Ăsta era planul meu. Eu am început cu vopsitul. Și nu terminasem. Are și el de tot să-l toarne la poartă. Acolo trebuie să toarne niște ciment când ne bagă mașina, pentru că a rămas urât așa tot arunc bucăți. Și bine că mașina nu intră, că e înaltă. Dar noi dacă băgăm mașinile noastre cea mai joasă în curte, luăm bara cu totul. Și trebuie la ciment. Le facem și noi pe rând, cum putem. Tortineta aia e belea. Este belea cu ea. Este belea că nu poate să dea numai în curte copilul. Trebuie să mai iasă și afară.
Când ia din aici cu Mihaela, mai stau fără stres. Pentru că stă Mihaela după David și vede, te uite și după Leonardo. Că stă amândoi împreună acolo, dar așa am încredere pe ea. Mai ales și ursul stătea după el. Trebuia să-l aducă pe Leo acasă. Dacă nu se duce cineva după el, el nu vine așa. Părțile de jos le dau după aia, că nu-i frumos. Stau jos și nu se vede nimic. Încep și partea alta de jos. Ce zic? Trebuie să-l păzesc. Cum să dea grijă asta cu vopsitul așa. Asta era cea mai urâtă. Mie mi-a plăcut culoarea asta. N-am băgat în culoare nimic ca ghivan. Așa cum este. Pentru că dacă fac subțire, pică pe jos, nu stă. Și nici nu prinde bine. Dacă eu bag în ea, să o fac mai multă, să o mulțesc. Dar nici nu are nevoie să bag în ea. E numai cum trebuie. Trebuie să dau bine acum. Ca să închid toate ăștia care urmele, ce se vede de jos. Tot ăsta, dar și-a luat trotinete. Belea cu toți copiii. Toți copiii trotinete. Mai bine mergeau cu bicicleta. Leonardo slăbea, vedea din pedale. Să termin asta ușa grătarul, pe aia mă apuc să ud florile. Și la patroană tot. Trebuie să le ud pe păcate florile. Să mă uit la ele așa cum se usucă. Îmi place să fac treaba așa ca să nu mai mă zăpăcesc la cap. Mă enervez de acolo. Mai bine că fac treaba. Trebuie să ies afară puțin. Să văd ce se întâmplă acolo. Cam atâta. Nu știu ce am filmat acum. Îmi cer scuze dacă am filmat bine, dacă am vorbit bine. Vă doresc o seară frumoasă, plăcută. Pa, pa.